și de zi trei, Shalom Unacu, Shalom Regel, Shalom Unam. Adică, Shalom pentru noi, pentru dumneavoastră și pentru toți. Așa înseamnă pentru toți, evrei și neevrei, din România și din lume. Ne aflăm astăzi la un moment și un lucru special, lansarea unui volum al unui autor de acum foarte cunoscut în lumea de România, inginerul venerabilului, dar dați voie să știu, venerabilului inginer Baruch Tercatin, pe lângă studii inginerești, un mare cercetător învățat al judaismului, pornit de la Biblie, de la Vechiul Testament, de la Tora, de când din Talmud și toate celelalte. Marea calitate a domnului Tercatin e că nu a ținut pentru dumnealui ce a învățat de-a Dumnezeu. Ni le-a dat nouă oamenilor, celor care vor să se apropie, să cunoască mai bine judaismul. Și de aceea pentru noi este o mare onoare să realizăm acest eveniment de lansare a ultimii sare lucrări, a ultimii apărute, bineînțeles, că ne mai pregătește o mare surpriză, pentru prima dată în limba română, Tora Ierusalimiteană. Pentru că alte traducere ale Vechiului Testament există în România, în limba română, dar ceea ce lucrează rabinul, e ca și un rabin, nu vă supă rabinul un rabin, da? Dar da și un rabin de rabin. Exact, este o lucrare monumentală și sunt de așteptat de la noi. Dar deocamdată, astăzi, vorbim despre această carte privind spre Ierusalim. Cine a văzut-o, cine n-a văzut-o, eu vreau să spun de la început că între realizările acestei cărți este și conferința. De data aceasta, o conferință extrem de inspirată, de o preluare a două lucruri foarte frumoase, realizată de doamna Borodi, Daniela Saccione Borodi, care înseamnă și noi, în acest moment. Deci, cartea este o valoare în sine și o valoare reprezentată de autor. Aș spune, dacă îmi permit, nu știu dacă se poate spune o metaforă sau nu, este o arhivă vie sau un muzeu al judaismului românesc viu. Pentru că el se compune din două elemente. Pe de o parte, memorie prodigioasă și extrem de bine organizată și pe de altă parte, documente. Unele inedite. Vom vorbi și vom vorbi distinși mei participanți la lansare, la prezentul acestui lansări, învățați o tată de iubiturii, urma care iniciară de Ban Sărărescu, excelența sa a ambasadorului statului Israel, doamna Tamar Zabaș, doamna profesor Viorica Constantinescu, Maia Morgă, cine mă cunoaște, a ținut să fie prezentă și să-și aducă contribuție, doi rabini, rabinul Rafael Șantă și rabinul Erhanan Gutman, din dinastia Gutmanilor, care a fost importantă, dr. Felicia Balman și, bineînțeles, gazetarul român din Israel, cea care scoate un ziar prestigios, Jurnalul Săptămânii, doamna Doina Moise. Acum, n-am să intru în detalii, dar am să procedez așa. Dacă cuvântul participanților la acest prezidiu, să spunem, și nu înainte de a spune fiecare cuvânt, fiecare despre fiecare, câteva cuvinte. Vom începe prezentarea cărții cu academicianul Răzvan Todorescu. Aș dori să spun, l-am cunoscut de mult, mai ales din aparițiile sale pe scena publică, fie ca profesor, fie ca director general al Televiziunii Române în 1990 și apoi director ca senator, domnul academician Răzvan Todorescu. Pe lângă marile calități de academician român și
și în același timp de critic și istoric și critic, nu? Istoric și istoric literar, domnul Academician Teodorescu are o predilecție, dacă îmi permit să spun, și o spun aici și o spun peste tot, un atașament și o prietenie cu totul deosebite pentru evreii din România și din Israel. Vreau să vă spun, am citit diverse pagini scrise, cum e scrie, dacă nu înceam să vă spun, de lângă calitățile de istoric, de cercetător, de vorbitor, este un conteier excelent, dacă îmi permite să folosesc acest cuvânt mai arhaic cumva, conteier, scrie atât de frumos, îmi amintesc de pagina de început de la primul consul și la Gura România. În două pagini de carte a cuprins o istorie unei populații de excelent. Iar aici și în această carte e foarte prezent, dar de fiecare că o să vă dați pe mâna. Așadar, mai mult nu vreau să spun, oriunde domnul Academician Răzvan Teodorescu face față cu o față extraordinară. E o plăcere să-l asculți, să-i asculți bogăția de cunoștințe, măiestria pe care le spune și pentru că este o mare plăcere și bucurie să-l avem astăzi ca unul din vorbitorii la lansarea volumului primit spre Ierusalim, a domnului inginer voluntari. Cu aceasta am să încep, pentru că timpul e timp, și vom avea vorbitori de Sfință, nu vă trebuie să vă spun eu, ci spun eu dinainte, pentru că domnul Baruch Tercatin, pe lângă alte calități, este un om generos. Dacă îmi permiteți să spun, nu există. Acolo unde are prieteni, să uite de ei, să se poarte foarte frumos cu toți prietenii dumneavoastră, de altfel, ori de ce doar vine în România, este un grup de prieteni din România, care suntem invitații dumneavoastră undeva foarte simanicos. De data aceasta, de masă acum, în final, dumneavoastră oferă o tratație în sinagoga mică de alături. Așa că vă rog, nu ratați și acest ultim moment al lansării, care spun generozitatea domnului inginer Baruch Tercatin. Domnule Academician, aveți cuvântul și dacă n-am spus toate, aveți. Vă mulțumesc, domnule președinte, ați spus cam lucru pe mea, pentru că cel despre care trebuie să vorbim este prietenul Tercatin. Baruch este un Baruch, un binecuvântat. Este un personaj care întruchipează după mine tot ce înseamnă prietenia românilor creștini cu oamenii evrei și aceasta va suca de măsură. Pe totul când Tercatin, când îl auzi la telefon, nu știu niciodată dacă este la Tel Aviv, la Ierusalim, la București, la Iași, sau la Baia la Brașov. Este o ubicuitate tinerească, pentru că inginerul Baruch Tercatin este un om foarte tânăr, cu foarte multe amintiri. Cu amintiri ale evreimii ieșene care a trecut prin terenul pogrom. Ce minte că istoriza la un moment dat, în o lungă sa apropiată, cred că toată lumea era ascuns în lada din casa familiei, care ea însă și încetă căuta să se ascundă în zilele pogromului. Și după aceea, fiul celui ascuns acolo a fost imens pentru relațiile dintre noi și Israel, în urmă de urmă, pe care a fost în sănătate în Italia, în sănătate.
dincolo de cărțile care le-a scris, dincolo de, cum spunea foarte de bine domnul Vaila, de cronica aceasta, am găsit diverse elemente spuse, reproduse exact. Și uite că, într-un moment foarte teribil al antisemitismului din România, imediat după Revoluție, vă amintiți-mi de dumneavoastră, am vorbit despre un lucru pe care puțin îl știu. L-am pus aici în efigie la începutul Asociației România-Israel. Cazul acelui tânăr evreu din Focșan, Shmuel Avraham, care s-a găsit printre cei câțiva puțini soldați români care au apărat mormântul lui Ștefan cel Mare de la Putna. Găsesc că nu poate exista și-l chema și când, îl chema în piesa lui Avracea pe doctorul lui Ștefan cel Mare. O potrivire extraordinară. Vă rog, doamna, am face plăcere. De la Francia, apare un rol, tot acea istorie, nu e vorba numai de mine. Dialogul și spusele lui Ștefan cel Mare sunt formidabile. Și el încerca să-l încurajeze după ce i s-a mutat ușor după procedurile de atunci cu foc și pe mai departe. Și atunci Ștefan cel Mare spune, ei, doctore Șmil, dumneata, îți permit să vorbești, pentru că el spate, așa mai departe. Deci, iată că Ștefan cel Mare recunoaște prin dialogul cu doctorul Șmil toată considerația pentru poporul evreu. Mi-am făcut să fac asta. Eu pentru dumneavoastră, spunându-mă că asta o spunea de la Vrancea, un moment cu totul special de România, în care trebuia amintit ceea ce au făcut evrei, credin. Pe toată Tărcatin l-am cunoscut mai ales în cadrul ACMEO-ului, acelei asociații a evreilor originari din România. Nu mai știu care este credentul. Ei pot să spun că credentul acelei asociații era remarcabil și asigurat de oameni de foarte bună calitate din Israel și din România. Și mă simt obligat acum, când celebrăm pe Tărcatin cu această cronica sa, să amintesc pe mari dispăruți ai acestei asociații din partea de la București. Adrian Bogdan, Cristian Bobișleanu, Edmond Nicolau, Constantin Mișinescu, Mariana Stoica, Victor Jordan și academicienii Virgil Cântea și Nicolae Cajal. În toate acțiunile care au început în anii 90, repet, într-un moment de libertate românească, dacă libertatea trebuie un liber și unor atitudini ușor calibanice din punct de vedere politic, în care catolicii, toate timpurile trebuia să plătească evreu, pentru că asta era tradiția, acești oameni au ridicat glasul și au vorbit. La Paul Tărcatin era de fiecare dată atunci când aveam întâlniri la Hidrogru și ele erau destul de numeroase, dovadă stau în paginile din această carte, reproduc cu exactitate toate spiciurile, toate norile de poziție, imagini care au făcut unele și pe Ranfonii. În toate aceste lucruri, Paul Tărcatin, împreună cu Bruno Tărcatin, era foarte prezent. Și m-am interesat în poze să răspund că am
social, așa, soțului. Atunci am învățat Thank you.
au rămas în fir. Au intrat în istorie ca evrei participanți la războaiele României 1877, 1913, 1914, 1918. Pentru acei evrei, e cu atât mai meritoriu ce au făcut, pentru că nu aveau calitatea de cetățeni români. Abia din 1923 s-a făcut încetățenirea evreilor. Deci, iată că a fost o contribuție de sânge evreiască și mă bucură foarte mult de Tatăl Niceanu Teodorescu a scris-o și mai mult decât atât. Lumea nedreaptă, această nedreptate care s-a făcut cu acest soldat, el nu a putut să apară pe placa dedicată celor care au apărat. Mă scuzați de intervenție și acum am să o rog să o ridic, excelența ta, doamna ambasador Tamara Sameș, care trebuie să vă spun, e un mare prieten al nostru, al românilor, ne-ai lucrat câteva luni înainte și a revenit de data aceasta la ambasadora România, având încă un nou prieten de Sfântul Iordan. Excelență, vă rog și pe dumneavoastră să vă spuneți. Mulțumesc, doctor, domnul Kleiner. Îmi pare rău că nu pot vorbi așa de bine în limba locală, dar ce am de spus sunt lucruri de dumneavoastră înțelege limba română a dreapta. Sunt foarte bucuros că sunt aici astăzi și simt că este o perioadă exact pentru lansarea această carte. E un între Pesach și Yom HaTzmaut. E între perioada când eram în Gola, când aveam probleme, când evreu erau în țara altă ca țara Israel, și Yom HaTzmaut, că e sărbătoare de renaștare poporul evreu din țara sa. Și toată asta e un simbol de situația asta și e foarte important că sunt oameni care au scris această fel de cărți și pentru oameni din România și pentru tineri din Eretz Israel. Mulțumesc! Dumneavoastră ați luat cuvântul demnul coral și i-ați vorbit de limba română. Vă rog să veniți să vorbiți mai des de limba română. O să vedeți ce perfecționist îl după aceea limba română. Dacă nu am făcut revenirea în templu a doamnei ministrul Lăducu, ministrul al afacerilor europene, s-a văzut doamnei profesor universitar academician, doctor Iorica Constantină. Cine este doamna doctor Iorica Constantină? Doamnă, este două, trei idei din această prezentare care a făcut colegul meu, Rodăcior, și vă rog să-i mulțumim și să-l aplaudați. Hai să dumneavoastră vă vedeți în diferite posturi ale lui. El are o, cum să spun, o galerie largă, mare, din
Lucianu, care a scris imaginea Ierusalimului, doamna profesoară a scris o schiță de istorie culturală numită Evreul Misteriosul, în 1997. Și în plus, trebuie să spun, este o foarte bună colaboratoare a domnului inginer Baron Cărcatin, cu care a colaborat la scoaterea un forum de excepții, care a fost surul misterii, dacă nu mă înșel și dacă este adevărat. În general, memoria mea nu mă trădează, de tarare ori, și mi-amintesc că această carte, surul misterii, care în ivrit este Menilat Ester, povestea misterii, are un document inedit, ceva de o frumusețe, lucru specială, care s-a obținut prin colaborarea domnului Cărcatin, a domnului profesor Constantinescu, cu regretatul domn Ștrempăl, care a fost directorul Bibliotecii Academiei României. Așa este domnul Cărcatin. Nu greșesc, da? De adevărat ce am spus. Mulțumesc. Stimată doamnă profesor, vă rog să aveți amabilitatea, să... Sunt foarte emoționată să vorbesc. Eu am mai vorbit în fața dumneavoastră de câteva ori, tot la lansării domnului Cărcatin, dar atingeam atunci probleme de teorie literară, istorie literară, istoria proverbelor și așa mai departe, în contextul acestor preocupări ale domnului Cărcatin. Mulțumesc pentru prezentare, dar vreau să vă spun că l-am cunoscut de mult pe domnul Cărcatin cu ocazia acordării premiului ACNEOR, soțului meu Ioan Constantinescu, care a scris o carte de vremea aceea. Vă închipuiți că nu primită chiar cu mare entuziasm la Iași, pentru că Iași rămâne Iași în anumite orientări, asta trebuie să o spun, așa. Și a fost vorba despre exegeza extremei drepte românești. Și pentru această carte, soțul meu a primit împreună cu Andrei Marca, profesorul Andrei Marca, premia ACNEOR, și așa am ajuns eu să vizitez Israelul, deși scrisesem evreu stereotip și mai multe și studii despre evreitatea din evreul mediu, pentru că disciplina pe care o predau eu la Universitatea Cuza se referă la evreul mediu european și chiar acum lucrez la o carte despre cruciade vis-a-vis deci evrei și arabii în vremea cruciadelor. Cu asta, aici este baza pe care am avut-o, de aici am pornit la ideea publicării evreului stereotip, ajungând până la Holocaust. Dar colaborarea mea, care a început, Providența a aranjat această întâlnire, că la aeroport, ne-a întâlnit domnul Cărcatin, pe mine și pe soțul meu, pentru că domnul Marga și doamna Marga au venit cu alta. Și ne-am plăcut, cum se spune, la prima putere, că așa se întâmplă și acelea sunt traiurice din relații care se declanșează la prima vedere, drept pentru care eu am început o lucrare importantă, aș spune, cu domnul Cărcatin, este vorba despre dicționarul de personaje critice și reprezentarea lor în arte. Eu, ocupându-mă de reprezentarea în arte, dumnealui ocupându-se de personajele critice. Sigur că această colaborare nu a fost ușoară, deoarece totuși venim din două religii diferite și oricând eu m-am străduit toată viața studiind legătura dintre Noul și Vechiul Testament, totuși n-am renunțat ca dintre personajele Noului Testament să fie acolo, domnul Cărcatin, cu tactul dumneavoastră, diplomație și aș spune chiar o forță de manipulare pe care rar am întâlnit-o, m-a convins să renunțăm, că eu o să pot publica Noul Testament, deci personajele din Noul Testament, într-o altă carte, lucru care s-a și întâmplat, dar de proporții foarte mici, pentru că nu știu cum să vă mai spun, a rămas așa o cărticită când le-am scos de acolo. Sigur că noi am avut și discut. Domnul Cărcatin nu este unul care se cadă de acord, mai ales când vorbește o femeie. Vă spun, el face tot ce știe el. Așa. Și, dar a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Fiind de inginer de formație, el este foarte meticulos. Deci o virgulă, dacă nu-i
plăcea lui ce am scris noi acolo. Ne-am întâlnit, cred că, de 5 ori la Hotelul Capitol, chiar azi am trecut pe acolo și așa am avut o emoție. Și cum lucram? Programul fiind infernal, eu ne putem să rezus. Și unul dintre momentele pe care le povestește Domnul de acasă, de cât de ori ne-a este acela cum lucram noi. El scria și îmi spunea, iar eu am adormit în fotor. El văzând că eu nu mai reacționez, s-a uitat și m-a văzut că dormeam. Atât era de, cum să zicem, Moldova, de muncită. Nu puteam nici să respect la masă și de nou la lucru. Ei, asta îi explică, spun eu. Faptul că în câțiva ani, sunt totuși mulți ani și nu l-au văzut de mulți, Domnul de-a dat el a uitat. Și a rămas cu același lucru de viață. Eu rămân, eu sunt uimită. Când întreb, dar ce mai scrii, ce mai faci? Nu știu ce și planul lui. După cum el a fost uimit, eu vreau câțiva ani am venit să mă uimit. Pentru că, fiind șefă de cafea, eu nu m-am mai putut ocupa de ce aș fi dorit eu. Acolo te ocup de fel de fel de, eu știu, hârtii, pe care nu le citești nimeni niciodată. Așa, de semnături, de conflicte de facultate, cerburi și așa mai departe. Și așa mi-era de rușinit când m-a întrebat, dar cu ce ai mai făcut în locul la vreme? Eu nu mai făcut unele lucruri în locul la vreme, nu-i cazul să spun aici, că nu sunt legate de ce vă spuneam, de e un stereotip. Prima carte care s-a întâlnit în 5 ediții. Și aici vreau să mulțumesc public, domnului Răzvan Bănăuțu, care mi-a făcut pentru versiunea engleză o prefață atât de elogioasă, încât era imposibil să mă rog publice aia. Numai că eu n-am numit o n-am mai numit cartea în versiunea engleză Evreul Stereotip, ci The Jewish Side Us, Evreul din noi. Pentru că am ajuns la concluzia că în fiecare om civilizat din Europa există un evreu sau există evreu. Începând cu Evul Mediu Timpului, s-a construit pe doi piloni. Mai întâi pe Vechiul Testament și Noul Testament, dar ca civilizație de amândouă, și după aceea pe moștenirea greco-romană. Cine cunoaște, cine își lasă de înseamnă să se întâmplă. Nu poți să absolvești facultatea de filologie și nu știi două lucruri data. Biblia, Vechiul Testament în primul rând, că acesta a furnizat subiecte foarte multe și cultura, mitologia greco-romană. Eu sunt foarte bucuroasă și cum am spus foarte emoționată, deoarece dintre personajele cărții se află soțul meu și între poze, sunt la sfârșit poze, m-am pus și eu. Pentru că la lansări au fost mai multe lansări și la Cluj. Mă spun, Domnul, dacă te faci niște planuri, eu rămân uluită și întotdeauna primul răspuns al meu este nu. Nu pot. Nu pot, nu mă simt bine, nu pot. După el intervine de atâtea ori, încât eu mă fac bine în timp. Și accept. Da. Eu vă mulțumesc. Îi mulțumesc, Domnul, de acasă. În sală este și nora mea. Sunt și doi doctorați de-a mea, adică doctor. De-ai mei, da, unul pozează acolo, este profesor de literatură la Vitas și cealalt este o doamnă parte din alta societate, el soție de funcționar de la Uniunea Europeană, doamna Doina Jimenez, care o să vă citească în franceză, un rămaș de la o care mi-aduce iarăși aminte din eveniment extraordinar, pentru că soțul meu i-a făcut la audiție doctorului Chantan, Radu Chantan, când a fost doctor honoris causa făcut la Iași. Și a fost un moment extraordinar. Și vreau să vă spun, ca să nu fie în lacrimi, că îi trebuia un creion lui doctorului Chantan, nu știu cum să-i spun eu, rabinului Chantan. Deci el era eminența, micuț, slăcuț, cu o mână mică. Și trebuia un creion. Eu eram în rândul de acolo, s-a lasemat la acolo. Și scoate în capul lui creion, cam atât de mic, atâta era și atunci v-a dat seama că a uitat creionul. Deci, de multe stilul ăsta. Nu vei fi stilul, trebuia să semneze acolo diploma de
rog, el, cine știe, poate avea în întâlnirea la cel treia, care a și mi-a plăcut ceva. Așa de scurtos a vorbit atunci la Dumnezeu. Toată lumea a plăcat, el cu ce a spus. De la Bacu. Da, vă mulțumesc. Și de cunoscător al Bibliei, calitățile noastre de povestitoare și de asemenea simțul vorbului. Nu mă îndoiesc că soțul Dumnezeu, Dumnezeu să vă punează, soțul dumneavoastră, vă iubea enorm și avea ce să punească. Și noi vă iubim și mulțumim și să mai ne vedem. Pauză de la vorbitori, să ascultăm și o actriță mare, Maia Mărguță. Cine mă întâlnește, mai a debutat la Teatrul Brez de Stat, unde și-a desfășurat activitatea de la debut și până acum, dar după 90 a devenit o actriță, o societare, ca să cum era problemul, a Teatrului Național din Luca Caragiale și astăzi este una din primele mari doamne ale Teatrului Românesc, dar bineînțeles și evrezi. Este și directoarea Teatrului de Stat, așa se cheamă, eu sper că o să-i scriu numele cândva, și veți vedea, o să ne invite, o să vă invite la redeschiderea teatrului, care va avea o haină nouă, extrem de frumoasă, pe baza bătăliilor desfășurate de distinsa Dona Maia Mărguță. Aveți cuvântul. Mulțumesc! O să îmi plăcerea de a citi câteva, prea puține, și să te preocupim de total, pentru că mi-e foarte de-a fost, mi este foarte greu a alege povestirile minunate din culegerea, cartea, povestiri hasidice, cred că mai există în orice caz volume pe care le puteți achiziționa, cred eu. Baruch Delgadin, culegere de povestiri hasidice. Povestiri despre Rabbi Israel Baal Shem Tov, întemeietorul hasidismului. O rugăciune specială de Rosh Hashanah. Orășelul era în fierbere, datorită pregătirilor de Rosh Hashanah. Erau pline de evrei care făceau cumpărături speciale de sărbătoare. În sinagoga țarului, Rab Israel, Baal Shem Tov, se făceau ultimele pregătiri pentru sărbători. Conform tradiției, toți eroiașii căutau să se împace unii cu ceilalți, dacă au avut o divergență, pentru a se prezenta cât mai bine și mai aproape de perfecțiune în fața celui de sus, rugându-se cu toții pentru un an mai bun. Credincioșii așteptau cu emoție ca țarul să anunțe începerea rugăciunii din prima seară de Rosh Hashanah. Țarul Baal Shem Tov nu deschise semaforul cartea de rugăciuni specifică ce marilor sărbători evreiești toamnă. Nimeni nu îndrăznea să întrebe de ce se întârzie rugăciunea, de ce? După un timp destul de îndelungat, țarul a deschis semaforul și a început să se roage, cuprins de un entuziasm mult mai mare ca atunci. Rugăciunea s-a terminat, iar eroiași așteptau cu nerăbdare sperând să audă o explicație legată de cauza întârzierii. Rabbi Israel Baal Shem Tov le-a povestit atunci că în orășelul lor se aflau un evreu care se abătuse cu totul de la obiceiurile religiei.
El se mutase mai de mult într-un alt sat creștin și obișnuia să se comporte ca și când ar fi avut cu totul altă religie, uitând cu totul de obiceiurile și sărbătorile evreiești. În acea dimineață, evreul respectiv revenise în oraș după 10 ani și văzând în el, așa, în piață, multă agitație, a întrebat lumea ce se întâmplă. Și când s-a răspuns, în această seară, evreii sărbătorează Rosh Hashanah, evreul ce-a amintit de casa părinților săi, de importanța acestor zile. El a făcut nespus de mult să se roage, dar i-a fost rușine, să intre în sinagogă, să îmbrăca în hainele acelea care arătau clar că el se îmbrăca acum ca un țărat de evreu. A venit totuși la sinagogă, dar mai târziu, mult mai târziu, decât se anunțase ora de începerea rugăciunii, ca să fie sigur că nu o să fie văzut de enodiașii atenți. Și ca să fie sigur că nu o să fie văzut, s-a ascuns într-un colț unde a putut și el să se roage tot puternicului pentru iertarea păcatului. Țarul Balșentov a continuat să povestească. Eu am văzut că cerul e vâlvă mare, că se așteaptă ca acest evreu să se întoarcă la iudaism. Și atunci am preferat să aștept și eu ca să ne rugăm împreună cu acest hozer de șuva, căci ruga lui a deschis cu ușurință porțile cerești. Sinagoga Israel Balșentov, unde s-a rugat la un moment dat țadicul, se află și astăzi în Piatra Neamț. O povestire despre Rabbi Tzvi Bisbal, avocatul apărării. Se povestește că soția Rabbiului Bisbal, o femeie cu multe pretenții, s-a acceptat cu servitoarea ei și a dat-o în judecată, pe nedrept. În ziua judecății, când soția Rabbiului se îndrepta spre tribunal, a văzut cum Rabbiul își îndrepte rugăciunile și se pregătește să meargă și el la judecătorie. Ea i s-a adresat soțului său, spunându-i: „Dragă, nu e necesar să-ți întrerup treburile și să vii cu mine. Judecătorii cunosc de multă vreme familia noastră. Servitoarea e nou venită în oraș. E cuvântul meu împotriva cuvântului unei străine. În plus, l-am angajat deja pe celebrul avocat Stein. Sunt convinsă că mă pot descurca și sigur.” La aceasta, Rabbiul i-a răspuns: „Draga mea, sunt sigur că te vei descurca foarte bine. Eu merg la tribunal să o apăr pe sărmana străină, care nu-și poate permite un avocat și habar n-are cum să se apere. Sau mai târziu, sau vă las pe dumneavoastră să cumpărați, da? Hai, mai târziu. Hai. Vreau să fac o mică diferențiune și să-mi dați voie să salut o seamă de personalități care nu sunt membrii comunității, de, în afară de vicepreședintele nostru, președintele Comunității București, domnul inginer Paul Schwarz, Și haideți să iau
și pe Giorgu Față, dar să vă luim pe Giorgu Josea Popescu, care e președintele evreu al organizației Neibri, alături pe dr. Liviu Peris, președintele Asociației Evreilor Supraviețuitori ai Holocaustului din România, pe domnul Țicu Goldstein, un autor foarte cunoscut în lumea literară și nu numai, domnul dr. Jose Blum, domnul Matan Safran, care e consilierul comercial al ambasadei din România. Da, Israelului. Mai avem un prieten, profesor universitar, profesor universitar, îmi scapă. Trebuie, am un familiar, da? Botez, da? Scuzele mele. Așa, de asemenea, este aici un veteran al nostru, un mare specialist în muzică, domnul Zuckerman, cine îl cunoaște, alături este domnul Zinghi, al nostru editor șef, profesor. Părinte, mă ajută, părintele profesor Părnițescu, un mare prieten, ambasadorul Radu Dumescu, iarăși un mare prieten, ne promite că ne țin o conferință despre semnificația Magdalenei. Ce este acest Magdalenei? Eu l-am auzit vorbind odată și cred că ar merita să vă invităm și să participăm. Îl mai avem pentru o zilată, pot să președinte al Comunității de Părești de Vreme. Mai avem la profesorul Titus Vărgeu, care e un mare prieten al nostru și pentru mine întotdeauna de sentiment de admirație. Mai există, nu știu cine, nu știu până acolo, dar considerați că m-am spus. Domnul Horia Nestorescu, da, este foarte important, domnul Horia Nestorescu Vâlcești. Am să vă rog, cum am să vă rog, să vă explicați să vă cunoaște. Bine, printre doamne sunt multe doamne, dar n-aș vrea să fac eu o listă cu doamnele, că să zice că apoi sunt partizani și așa mai departe. Deci eu am dreptul de la Dumnezeu să fac complimente tuturor persoanelor de sex feminin, de la 1 zi până la 120. Așa că te salut pe toate care au venit și sunt împreună. Bun, hai să mergem mai departe, că am făcut doamne. Și am să rog să ia cuvântul Rafael Șalman. Dar din cursul foarte important, mult contribuie de vă rog. Vă rog, domnul Rafael. Mulțumesc. În cele două cărți care le ajung prezentate de astăzi, sunt strâns legate între ele. Prima este sursa de inspirație a celei de-a doua. Prima conține poveștile copilăriei care i-au dat dragul nostru prieten, domnul Baruch Terrafin, puterea, tăria, inspirația să-și croiască un drum atât de frumos prin încercările pe care viața le-a dus din belșug. Ce asta este legătura dintre cărți? Generația mea a avut altfel de eroe copilăriei. Ostașa la Marte sovietice, mare război pentru apărarea patriei, eroe producției, eroe colectivizării. Aceștia au fost eroi copilăriei celor mai mulți din public. De povești la Sinche nu prea am avut parte, decât pe aici pe acolo foarte puțin. Dar niciodată nu e prea târziu. Atât timp cât omul trăiește, el poate învăța. Merită citite aceste povestiri, pentru că ele sunt o foarte bună sursă de inspirație, chiar și la vârsta maturității. Să le citim, să ne lăsăm impresionați de ele, pentru că ele ne vor da tăria să ne croim mai frumos povestea propriei noastre. Vă mulțumesc! Grazie.
așa vă, nu vă dezmințiți, foarte direct, foarte concret și sintetic, ca să zic așa, nu se potrivește vorba Manuel Rabin ca voi. În diacutul Rabin să vă uitați nu la ceas, ci la calendar. Ei bine, domnul Rabin Șapă se uită la ceas și noi la mine cât de bine se uită la ceas. Mergem mai departe și am să rog acum să ia cuvântul doamna dr. Felicia Balman, un bun cunoscător al judaismului, profesor la Universitatea București, la catedra, să zicem, de judaistică, nu știu exact, dar în orice caz e și foarte apreciat conferențial pe temele de judaism. Tatăl realizează niște volume dedicate problemelor evreiești, merită toate laudele și aplauzele, dar e legat cu da, se numește Centrul de Studii Ebraice la Facultății de Litere a Universității din București și are un program de master. Eu am să vorbesc despre cărți, pentru că și prin natura profesiei mele, cărțile sunt cel mai important lucru. Și am să vă fac o invitație, dacă vreți, la cumpărarea și la citirea acestor cărți pentru meritele lor, pentru ceea ce aduc în fața cititorului. Și am să încep cu poveștile hasidice, așa cum am făcut și Rabbi Shalom înaintea mea. Și am să vă subliniez câteva lucruri pentru care această carte e importantă. În primul rând, pentru recuperarea unor legende, a unor istorii orale, foarte bogate, dar atât de ușor de pierdut. Pentru păstrarea imaginii unor figuri despre care astăzi nu se mai știe mare lucru, nici măcar în lumea evrească și poate mai puțin în lumea românească. Pentru reintegrarea circuitului cultural a unor povești culturi cu valoare universală, a căror lecții de viață pot fi utile pentru oricine, nu doar pentru membrii comunității. În mod paradoxal, pentru reconfirmarea unor obiceiuri locale, care se perpetuează fără ca cei care le practică să știe de unde provin. Și aici am să fac o paranteză și am să mă refer la Ștefănești, unde la mormântul rabinului Admorului Friedman, ale căruia nu se mai află de mult acolo, până în ziua de astăzi merg cei din jur, deci vă dați seama, creștini, nu evrei, evrei nu prea mai sunt în zona, merg creștini și lasă bilețele ca la zidul plângerii. Bilețele care cer absolut orice, de la succes în dragoste până la mărul examen. Deci, absolut orice bilețele găsiți acolo este fascinant. Noi suntem din această cauză recunoscătorului din Baruch Academ pentru salvarea de la uitare a acestor mărturisiri de credințe rabinice de la întreaga lume, de la Sydney până la New York și de la Managua până la Bucuș. În plus, aș mai adăuga istoriile pline de savoare, vorbesc despre momente de glorie ale unor localități, cum sunt Ștefăneștiul, Vaslui sau Pașcaniul, unde altădată se adunau atâția oameni, atâtea mulțimi pentru a cere sfatul arborului local și lucru care apare astăzi de necrezut dacă vedeți gradul de vedere. Și am să vă întreb dacă vă puteți imagina că Ștefăneștiul, așa cum arată astăzi, era odată un loc comercial și strategic, din punct de vedere militar și politic extraordinar. E de necrezut astăzi când vedeți cum arată Ștefăneștiul. La fel ca în bancurile atât de dragi și românilor, nu mai evreilor, măruștile lui Baruch Academ vorbesc despre rabini psihologi, rabini unici de ocazie, rabini ingineri constructori, rabini broker de afaceri, rabini business consultants, rabini political advisors, rabini detectivi, rabini care văd binele și acolo unde nu este, rabini vizionari care par să prevadă viitorul, rabini care au aparența celor mai obișnuiți oameni, dar și rabini cu recunoaștere internațională, rabini actori care recurg la trucuri teatrale pentru a rezolva probleme conform tradiției, despre fapte bune care salvează vieți și despre povești care demonstrează că lumele rabinice sunt în realitate soluții de bun simț bazate pe credință. Și am să închei cu un citat despre această carte, un citat din această carte, sau mă rog, o parafrază, de fapt, la o poveste referitoare la Rabinul Zvi Gutmann. Și anume, nu tot ce e nou e bun și nu tot ce e bun e nou. Privind spre Ierusalim, despre memoriile lui Baruch Ten Katin, aș spune că mai mult decât o
carte de memorii, pentru că este completat cu fragmente din cărți și materiale de presă, care sublinează odată plus autenticitatea relatării. Volumul este o adevărată frescă a unei epoci de mare importanță în istoria universală a evreilor moderne, evreii românești. Împănată cu informații despre istoria evreilor de pe aceste meleaguri, cartea vorbește despre întâmplări, dar și despre obiceiuri, despre modul cum se țineau sărbătorile, despre personaje relevante ale lumii evreiești, dar și ale majorității, și despre rolul lor în schema mai mare a lucrurilor, nu doar în viața populației evreiești. Mai mult decât atât, informații mai puțin știute despre tradițiile hasidice ale locului a spart în carte așa cum erau ele trăite în realitate și nu în teorie. Sunt în carte povești adevărate care par scoase din legende hasidice nu de viață. Și nu același lucru se poate spune despre mărturia privind pogromul din Iași și munca obligatorie care aduc în fața cititorului imagini, din păcate, foarte reale. Școala Vacte, liceul Azeel, revin în viața noastră, în fața noastră ca cititor cu profesorilor, azi în mare parte uitați, iar introducerea textelor colegilor pigmentează povestea și demonstrează în același timp din ce generație de aur face parte Baruch Delcatin. Istorisirea activității sioniste a familiei de ocazia să treacă în revistă activitățile organizației și presa sionistă din România, dar și vizita la Iași a lui Iabotinsky în 38, despre care avem puține alte mărturii. Vorbind despre Ștruma, unde și-a pierdut fratele, Baruch Delcatin nu uită să amintească și de Mefure, despre care, din păcate, se vorbește mai puțin. În carte își găsesc un loc de cinste de la Admorul din Bucuș până la Alexandru Șafran, mari personalități ale vieții evreiești din România. O contribuție deosebită la istoria evreilor români o constituie informațiile despre relațiile dintre cei care au plecat și cei care au rămas, relațiile dintre evrei din Israel și evrei din România, colaborarea cu FGR și cu alte organizații de aici. Și aș încheia cu importanța capitolului care vorbește despre activitatea și premiile AMEOR, despre care nu se știe mare lucru și care, prin această carte, dobândesc o recunoaștere absolut meritată pe care Baruch Delcatin, în felul ăsta, o face accesibilă tuturor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru și vă angajez de acum. Atunci când vom face lansarea acelui volum mult așteptat, Tora, că îl vom da Tora în mod special domnului Baruch Delcatin, să prezentați o formă a dumneavoastră modificată, îmbunătățită a conferinței care a ținut-o despre Tora la programul Bereșit al Federației Comunităților Evreiești din România și a Centrului Comunitar Evreiesc. Vreau să vă spun, e vorba de o mică, mare universitate iudaică care se ține de două ori pe an în diverse capitale ale județelor României, de mare succes. Iată aici, Palman a avut recent o comunicare, o conferință foarte interesantă pe această temă și vreau să rog să nu uite atunci când vă face la vizarea să fiți prezentă. Acum, în față de acolo, e vorba să spune da. Aș vrea să vă anunț, aș vrea să vă prezint dumneavoastră, deci în fața dumneavoastră, să mai am fost odată în zonă, mai am fost bine, dacă mai am. Aș vrea să vă pun la putere să vă anunț o faptă mare de bine și de poezie, inițiativa, dorința de a lucrurile statului artistic. Mulțumesc! A teatrului evreiesc de stat, dorința actorilor, inițiativa noastră de a crea, de a avea audiobook-uri, așa cum alte edituri, alte cărți beneficiază de glasul de actorilor, de interpretarea actorilor, fiind de binele și spiritul cărții, așa ne dorim și noi cărți ale editurii astfel să fie citite, rostite de către actorii, dar nu e vreți de stat, la discuție, la acolo, la nivel de mod, dorim să avem audio-bucurile noastre ale cărților editate. Doamna ambasadorul excelența sa, scuze, dar are programul primire la ambasadă și ne lasă să ne continuăm bătălia noastră cu Domnul Delcatin. Așa bătălii mereu nu s-a venit, da?
Vă mulțumim mult! Vreau să primiți și să-ți aducă în mod special media românească, care e reprezentată aici prin trei forțe ale radioului românesc, doamna Ioana Gințescu, de la România Internațional, doamna Angela Cerveni, de la Radio România Actualități și doamna Cristina Toma, de la Radio București. De asemenea, vreau să-l salut pentru că îi trebuie la un serviciu cu colegii mei pe foarte, cum să spun eu, îndemânat jurnalist care este Teșu Solomovici, care a cerut din Israel și din România, care a cerut să, a dorit să fie prezent la noi și îl salut pe numele dumneavoastră al tuturor. În sfârșit, m-am cam spus pe cine am avut de salutat și acum vreau să dau cuvântul unui aspect de seamă, doamna Liana Saxone, Bologna. Din România, trăitoare de mulți ani statul Israel și căruia îi datorează, mai ales domnul Valer Baruch Tărcatin, această copertă de pe pagina 3 și din spate, cu două tablouri foarte reușite ale doamnei Liana Saxone Horodii, care trebuie să vă spun, e născută în România, la București, tatăl domniei sale a fost un avocat ilustru liberal la vremea aceea și care a făcut închisoare în anii comunismului datorită vederilor sale liberale și profund umane, n-a pus să toarne pe nimeni și a făcut închisoare și de asemenea sunt contributori apreciabili la restaurarea sinagogii Matei București. Doamna Liana, vă rog să aveți cuvântul, să vă spuneți gândurile cele mai frumoase pe care le aveți pentru carte și pentru domnul Baruch Tărcatin și pentru noi toți. Eu mă simt bine ca să vorbesc între prietenul meu de 12 ani vechime, domnul academician Răzvan Teodorescu, și neprețuitul, nu există măsură cât poate fi prețuit, Baruch Tărcatin. Eu am să fac un lucru ieșit din comun, dar legat tot de Baruch, am să invit pe scenă familia Horodii. Băieții, fetele mele fără durerile nașterii, care sunt nurorile mele, și bărbatul care mă suportă de 42 de ani, de 43 de ani. Academicianul Răzvan Teodorescu l-a cunoscut într-o emisiune interactivă la televiziunea română, când era vorba de unirea principatelor române și atunci copiii mei erau mici și le-am explicat așa, că pașnicul Botodean din Pașcan s-a întâlnit cu Furtunoasa, undeacă din București și uite așa s-au unit patele române. Acum, fetele, fetele, banot, banot! Prima dică nu te fotografiază. A, dovadă că băieții ăștia născuți în Israel vorbesc, scriu și citesc limba română perfect. Asta e dovadă că iubesc în această țară. De ce am adus aici? Că vreau să vă spun un lucru. Prezența așa mă emoționează că cu greu am urcat acele scări. Și am plâns. Tatăl meu spunea că sunt lacrimi de bucurie și lacrimi de tristețe. Acest templu corac se află între două puncte geografice în care este istoria familiei mele. În dreapta este strada Stelea, în care părinții mei au locuit imediat după căsătorie și de care vorbea cu mare dragoste și admirație academicianul Nicolae Cajan. Pentru că doctorul, pediatru Marco Cajan,
împreună cu academicianul Nicolae, erau clienții lui tatăl meu. În partea stângă se află sinagoga mare, unde începând de la bunicul David Feuerstein Saxone și continuând cu tata, au avut funcții importante, președinte, vicepreședinte, cenzor și donator. Eu totdeauna mi-au plăcut poveștile, dar poveștile lui Baruch au hohma evreiască. Te învață să fii bun, îți arată cât e legată inteligența omului și de bunătatea lui. Iar privirea spre Ierusalim, pentru că sunt de 52 de ani plecată, se interferează cu drumurile mele în nenumărate locuri. Că am fost prezentă, l-am cunoscut pe bărul din Italia, a fost prezent la expozițiile mele și așa mai departe. Deci ilustrațiile nu puteau să fie bune dacă nu mă legam trup și suflet de acest om minunat. Eu n-am decât, întotdeauna am avut o teamă când au fost venisajele mele. Că nu reușesc să mulțumesc tuturor. Dacă aș putea să vă îmbrățișez pe fiecare, să-l îmbrățișez pe frumosul de la Cantemir, care Paus, drăguțul, frumosul de la Cantemir, marte maestru al logii române, Horia Nestorescu Bătești, pe veterana profesoară de la prestigiosul liceu central, doamna Victoria Manolescu, care a spus că singura dorință pentru care vrea să mai trăiască. Mă bucură
și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat prilejul să fiu între voi. Mulțumesc! Dați-mi voie să adaug un lucru. O an în urmă, într-o emisiune de televiziune, interactivă într-adevăr, București, Israel, a fost o convorbire între mine și Diana. Și la sfârșit, cineva din televiziune, când i-am ieșit, mi-a spus: mamă, dar deșteaptă-i cu poana asta. Era un compliment care îi s-a părerat lipsă. Israel în România, excelența sa, doamna Tamar Șameș,
care a fost aici, stimatul domnul Paul Schwarz, președintele a comunității de drepturi din București, mare rabin al Federației Rafael, rabin Rafael Schaffer, fără mare. Deja mare. Onorat prezidium, onorați audienți și dragi prieteni, în sfârșit dragi prieteni, domnul inginer Bărătăr Cătin, gazda evenimentului de astăzi. Așa cum ați auzit de la domnul Dr. Weiner, tatăl meu, care este cunoscut, mare de rabin Efraim Gutman, rabinul al Centrul Comunitar și Sinagoga al Evreilor originar din România, n-a putut să vină aici el singur și sperăm că în viitor să poată vine. Dumnezeu să fie sănătate și lung an cu activitate bună. El este prieten din copilărie de la inginerul Bărătăr Cătin, gazda evenimentul de astăzi. Și domnul Bărătăr Cătin este un mare prieten familia noastră. Unicul meu, care a fost aici 40 de ani, rabinul al comunității evreiești în București, cred că majoritatea de lumea care este aici a auzit, a cunoscut și sentimentele foarte tare care am eu și emoția să fiu a treia generație de rabini care sunt acum în București. De aceea am venit aici să spun câteva cuvinte în, cum se spune, așa, sub inspirația. Sub inspirația ce a spus tatăl meu, să fiu sănătos. Dar cel mai bine, cred că sunt multe multe surprize. Multe surprize. Și eu vreau să spun cuvintele mele mai ușor și mai repede pe limba ebraică, care cred că sunt oamenii aici care înțelege și cu ajutor rabinul Schaffer o să produce ce am scris pe limba ebraică și atunci toți o să înțelege. Permiteți-mi să spun pe ebraică cuvintele mele. מוריי ורבותיי, אני שמח על ההזדמנות המיוחדת יוצאת הדופן שהביאה אותנו היום. עוד הרב תאודיאנט, סנט אמוציונל, קואצ'ה עשתה אוכזי, הרב, סנט אמוציונל, סנט אמוציונל. זהו, זו הזדמנות בלתי רגילה, משמחת, להשתתף באירוע, לכבודו של הספר, הסופר והסיפור. Este o ocazie bucurătoare că ne-am adunat aici în cinstea autorului cărți și a poveștii. În limba ebraică, la safa ivrit, șloșet amusăgim aele sefer, sofer de sipur, băim de autoa șoși. În limba ebraică, aceste trei cuvinte, autor, poveste și carte, vin din aceeași rădăcină. Ani adhil, la sefer, sefer al hașur, șoții, voi începe cu cartea pe care a scos-o la tipar dragul nostru prieten, domnul inginer Bărătăr Cătin. Și un cancan hadaș, mălei așa cum se spune în Pirkei Avot, care este, așa cum se spune în Mișna, un vas
care nu este nou, dar întotdeauna conținutul este nou. Sefer azeh שהוציא ידידנו מנטרקתי מכיל סיפורי צדיקים, סיפורים חסידיים על גדולי האומה, רבנים, אדמו"רים ואנשים צדיקים. Această carte conține povești despre mari oameni ai noștri noastre, admori, rabini și tzadikim, de tot felul. כשאני קיבלתי את ההזמנה, ראיתי שיש פה הוצאה של שני ספרים. Când am primit invitația, am văzut că au fost scoase în lumina lumină de patru, două cărți. Ani hoșev, și se sete lăsat. Ele sunt, de fapt, o singură carte. Pe un încerc și la sete la Rișon, se pune Hasidim. Și el este continuarea primei cărți, povești hasidice. La sete la Rișon, și la Rop Tărcătin, cu perec năsaf, perec nefoar, cartea autobiografică este un nou capitol în cartea de povești hasidice. El își are locul între poveștile hasidice pentru că se referă la un tzadik care se află între noi. În care arde flatăra unei credințe iudaice autentice. Cu o speranță vie să vă vedea în curând vinele Ierusalimului. Așa cum scrie și în Psalm, să te binecuvânteze Dumnezeu și să vezi vinele Ierusalimului. וסיפור חייו מגלה לנו המחבר את סוד חייו כיצד קיבל את עוצמתו הקדושה ואת ברכתו מירושלים הרוחנית וכך צבא להשלים את חלומותיו ושאיפותיו. רצ'סטטארטי ובלשטיינו יקרא פוסטורסה פוטרישה יפסלסת מספירה דירושלים אורשו ספרט. הסיפור שלו חייב להיות סמל, דוגמה ומופת איך להתגבר על ניסיונות ומכשולים ולהפוך את הניסיון לנס דגל בשפה העברית. יש איזה מישהו כזה קוראים, כן. הצלה שקומנת על איזה שיש לפנטו אלומין נראה, אבל יש איזה שהוא שקומנת כאלה שנומש, כאלה פורסה שפנטו אלומין הוא סטינדה. Deci să fie minunea ca un stindar pentru noi, a să ne ducă în calea cea dreaptă. Al zibur chayam și la sofer aici omer et shiro și Rabbi Iuda Levi, gdol meșorre sfărat. Libi pe mizrach, ve anochi pe sof marav. Cea mai bună definiție pentru viața în autobiografia prietenului nostru ar fi versul scris de Barne Poet Spania, de 1000 de ani, Rabbi Iuda Levi, care spune Libiba Mizrah, va nu fi Sof Mara, s-ar putea traduce. Sufletul meu e la Ierusalim, iar eu sunt, trupul meu e la capătul lumii. Iar am amintesc că Tatin omer Libiba Mizrah, pe Țion, Ierusalim, Amalani, pe Cufi, pe Limudai, aici, pe Romania, și la Mara. Așa a spus și Pietrul nostru, Domnul Tărcătin. Sufletul meu era în Ierusalim, iar trupul, acolo unde era, la Iași. A sufer, hatan a mesiba și la Ioma Mernes, Domnul Tărcătin, Hashem Ishmeru Yivarcheu, cu echad a mășarim biotăr, la mucărim meod, pe tchum asia sifutit, pe tchum apublicistica, gam la sapa evrit, gam la sapa romanit, cu biato et pore, în șon David Amelech, leșoni et sofer cumair. Prietenul nostru, domnul Rotar Catrin, este unul din cei mai buni publiciști, atât în limba română, cât și în limba ebraică. Topul lui e rapid, scrie mult. Am iahedotul. Ceea ce îl caracterizează e faptul că el nu numai spune, el și împlinește cele pe care le spune. העשייה אינה הצד החזק שלהם, אבל ידידנו ברוך, העשייה הוא צד חזק. עליו אני אומר כל יום בתפילה,
este o rugăciune dimineață, Baruch Shama. Mulți din cei care se pricep la vorbe când vine la fapte, merge mai încet. Dar, în cazul prietenului nostru, așa cum sunt vorbele, așa sunt și faptele. Rugăciunea din Shaharit se cheamă Baruch Shama. Și acolo este spus Baruch Shama, Baruch Omer Veose. Într-o rugăciune pe care o rostim în fiecare dimineață, Baruch Shama este un pasaj care spune binecuvântat fie cel care rostește și îndeplinește. Baruch de Căpic, un moment atmut, așa la ghidele la Baruch, deși mă Baruch, Omer Veose. Prietenul nostru este numit Baruch, el rostește și înfăptuiește. Cu cam eu sunt rost că vor să ne fără în Țahania, în Cumania, și ești ca capul fiot pe oșo, pe u, nu se vor să capul, iați în Cumania, în Cumania, și voi pe vizgheră pe Chila și în anul, în anul ce Romania de Tel Aviv, pe Scorcianin. El este și președinte de onorifici al instituției de comemorare a evreilor din România, a căreia memorial din Rezul din România, care domnul Rabin Gutman este activ. Moshe Raiden, Magdama, Nisipur, אחד הידידים הטובים ביותר, והאביד שיהיה בריא רגיל לומר שאם רוצים שפרויקט יצליח, כל מקום שמרבר חקדים שם את היד שלו, שם יש את ההצלחה. אז דוברים מטאטל סוב, דוברים חנל, גוטמן, ציטטת את מטאטל סוב, דוברים אפרים גוטמן, חנה, אוהבים את זה, ספונה, דקה ברקע הוא פרויקט של אושסקה, דל במנה דובר איתרקתי. רבותיי, המדינה, אין כפיצים. אמורית אספרי קרקיה, אמורית אספרי אבטורול, אקום הרוסי זה am vorbit despre carte, am vorbit despre autor și acum vom vorbi despre Asipur, despre poveste. Asipur pe Iadut cu losta informația o humor, o hohma. Povestea din aici nu e doar informație sau umor sau înțelepciune. Se... לפי השקפת היהדות, מצווה חשובה. קונפורמן, ברצ'פר ודאיצ'ה, או בסטירה אסטר, לבנירה ונקורות של סינה. כמו שלמדנו בחג הפסח שעבר עלינו. רקום המבצעת, של מטוארה בפסח, על התרבות נודה מול. כתוב בתורה. סטריאן תורה. למען יספר באוזני בנך ובין בנך את אשר התפללתי במצרים. Scrie în Tora pentru a, pentru că povestești în urechile fiului tău și al fiului fiului tău ceea ce s-a întâmplat cu paraolul în Egipt. Pe Lela Seder, Caman, Bagada, Mitzva, Aleu, Lesaper, Vizia, Mitzvain, pe Tora, am vrea Lesaper, Vizia, Mitzvain, Amezele, Suba. În Agada am citit. Avem o poruncă de a povesti despre ieșirea din Egipt și cu cât vom povesti mai mult, cu atât mai bine. באסכולה החסידית לקחו את זה יותר רחוק. אין חסידית, עד שתלוך רבוס כבר תשעים הייתה. כאילו הוא יצא ממצרים, כשנאמר בהגדה, ובא לסמר לנו שכל מי שמספר את הסיפור יכול לעבור לחיות את הסיפור ולגרום על ידי זה לפעולת ישועות. שעד שזכריה, לפי הרבה תרגוי ססבאדה, ca și cum el ar fi ieșit din Egipt, e mai mult decât o poveste. Dacă ne punem în acea poziție și povestim, și simțim și povestim, faptul că povestim poate crea el însuși miracole. În felul acest, am eu să-l avem urma și la mani cruda mi morim de rabi Ido Cohen, Sifonul Ibrahim, המורה שלי לספרות. בעדות של דוב רבי, האקסמפל בגלל להמלצות, להמלצת אליו פרופסור רוסו דה ליטרטורה, דוב רבי, גידוב כהן. יליד מיהלן. נשמות לה מיכאלן. מראשי העלייה הרומנית בישראל.
din fruntașii Aliarei Române din Israel. Haver Knesset mitam המפלגה הפרוגרסיבית בפרלמנט הישראלי. Membru de parlament din partea Partidului Progresiv. הוא היה תלמיד חביב של סבי הרב צבי גוטמן. Era un discipol iubit al bunicului său, rabinul Cvi Gutman. בסוגריים הוא תרגם את העיזבון הספרותי סלובה דמנטיר של תודה יעקב יוסף גוטמן. שהיה פרדוס פושטירר פרל הבוקרי של רבינול. יעקב יוסף גוטמן. הסיפור הזה מופיע גם בכתבי ש"י עגנון, חתן פרס נובל לספרות. הסיפור הוא... אג'יאש פובסס סרדסש שיצריד סקריטור לש"י עגנון, לאוריאט על פרמיו לנובל. הסיפור הוא, פובסקי היה שם, בעל שם דור, את הקרואיסט על זכייה, סדיה או ישיריה, פוביריה, לצ'ינבה, צ'יה פרוט, המרס לפדורה, האבריס, קונפוק, שהיא אינקיס אוקילה, שהיא הפרוט ובצ'ונה לבנזהו, שהיא האדוס פוביריה. קונטיניו משטר יחסיתי כאפוסט, רבי דור ברדין מזריץ', סטרבוניקול, ישראל תחזורי, רבי ישראל בן מוז'ין, ניהל הקיבוץ לאז'ות ארנון, והקודשי פוביריה, סטטוס לפרומה, תמנה שקיעות, נער ופודרת, סאבים ופוק. הפרקות הוא בתשונה, ווקינג כיסא, שיהרוס פוביריה. טאקל לואי רבי ישראל בן רוז'ין, רבי שלום דיון פרובישי, נא שקיעות און דיאלוג פרל פטורה, נא שקיעות און סא אפרים ופוק, פרה שקיעות סרואגל לבנזהו, שיהרוס פוביריה. הספוס רבינו ישראל בן סדגורה, רבי ישראל בן רוז'ין. הרי הלוכי בן פלט פול בן סדגורה. שיעד אשדד ברוסטאו בן אאוב. ספורטונטיקה של רג'נט. יהיה לספוס השם. הספוס השם. יאונו שקיעו לוקו, אמפדורה, יאונו אמפוטרסה, פאק פוקו. נו שקיעו ספאק בוגצ'ו נקום, ג'נרציה דנא אינטן. דאריהו שקיעו ספובש, ספובסק, פובסטיריה, פובסטיה, שיקו אסטה, אטוק, איסקוביליה, רמז. שיהיו ספול השם. אנחנו מתרקדים פה פואזינים, הוא כובש תראה חסידי כעדות של הדוד, איסבוביליה, שהיא מיני מונטר נוסטר יסדה, אנחנו מתרקדים, מולץ על, סטריץ מולץ, עדות של מולץ, כובש מיד של שופרת, שהיא דוד, סערות בנקונדמיה, שהיא הוצאת הספר, בנקונדמיה הרצי, שהיא קומוניטת עם רון פרופור, דוקטור, דפוטט, דוקטור האורל ויינר, שהיא תוצת פרשור, שהיא פוטוט פמיליה, סוציאה, שהיא פוטוט פרגל, שהאוזים דומיים, ויש פה שהיא מוביל את הנסים. Această incursiune în daim și în istorie. Mulțumesc memoriei unicului dumneavoastră care putem în cursul de dumneavoastră și tatălui dumneavoastră pentru ce faceți la Tel Aviv.
pentru noi, pentru ei români. Dar cred că așa ca să mai există puțin atmosfera, mai să știu de frumos, domnul academician, că la dumneavoastră se potrivește exact ce spunea Marele Rabin acolo. Când vorbești de un rabin, să te uiți la calendar. Vă mulțumesc foarte mult! Lor vicepreședinte al Federației Președinte a Comunității București, Paul Spar, să-mi se alăture aici la Prezidiu. Și acum vreau să dau cuvântul doamnei Doina Maiseles, care este directoarea sau redactorul șefului, se cheamă la dumneavoastră, a jurnalului Săptămânii, o publicație care își dobândește un prestigiu cu totul deosebit în lumea evreilor din România, pentru noi citim cu atenție săptămână de săptămână acest jurnal cu foarte mulți dumneavoastră redactori de politică internă izraeliană, externă, de istoria evreilor din România, literatură, teatru, e o revistă de informare extrem de binevenită pentru noi evreii din România și n-am decât să mulțumesc, să mă mulțumesc dumneavoastră și cu prezența astăzi, pentru că veți reda în direct, în vivo, cum se spune, acest fel de eveniment. Doamna Doina Maiseles, vă rugăm aveți cu asumasem, am avut marea șansă să primesc din partea lui Baruch Tărcatin și a familiei Tărcatin, nu numai al lui Baruch, dar și al Rozii, un ajutor extrem de prețios și pot spune că fără să fi fost ajutată, ocrotită, protejată de dragostea și de căldura lor, n-aș fi reușit astăzi să conduc acest ziar, pe care, să aduc ziarul acesta la stadiul la care se găsește astăzi. Și le mulțumesc din suflet atât lui Rozi, cât și lui Baruch Tărcatin. Sunt sigură că nu ne vom opri aici și ne vom mai oferi multe alte cărți la fel de valoroase ca cele două cărți pe care le lansăm astăzi. Îi mulțumesc cu această ocazie și vă mulțumesc vouă tuturor care sunteți alături de noi la această lansare deosebită de suflet. Și la timp, da, eu n-am fost. Dar la doamna Doina Maiseles, nu cu calendar, cu timpul.
Dacă spune că vine la 9, vine la 9 seara. Știți cam așa vine. Dar așa e cu oamenii ăștia mai mulți. Trebuie să accepti calități, dar și nici imperfecțiunea. Așa că vă mulțumesc foarte mult. Acum mai avem un cuvânt la venit, domnul Rabin Naftali Deutsch. Rabinul, dacă e aici, da, vă rog, nu e aici, a plecat. Da, a fost aici. Ce se fac? Se evaporează, iar timpul. Bine, deci mai avem un vorbitor înscris din oficiu la această lansare, pentru că e directorul editurii Hansever, domnul Alexandru Marinescu, cel care mi l-a trimis Dumnezeu și îndeplinește această dublă funcție de director al editurii Hansever și de redactor al revistei Realitatea Evrească. Așa că rog domnul Alexandru Marinescu, cunoscând în publicul mai tânăr, Nanu, domnul Nanu Marinescu, cel care scrie lună de lună o foarte frumoasă rubrică, 3 din 30. Vă rog să-l citiți, aveți multe de auzit acolo și de reținut în sigur. Domnul Marinescu, aveți cu noi. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, eu aș vrea să mă refer la două lucruri. În primul rând, la omul Baruch Derkatin și la cărțile dați. În ceea ce privește omul Baruch Derkatin, cred că, din punctul meu de vedere, poate greșesc, una dintre cele mai mari calități ale lui este că e un om căruia îi pasă. Îi pasă de cei în jurul lui. Eu l-am cunoscut pe domnul Derkatin când am venit la Federație pe mail. Era un domn Derkatin pe care nu auzise niciodată și care îmi scria mail-uri. Când vă apucați să faceți moah? Până când am ajuns la domnul Vaina și l-am întrebat, domnule, cine e domnul Derkatin? Ce are cu mine? Ce are cu moah? Am amintit lucrul ăsta pentru că vroiam să arăt că e un om căruia îi pasă. Aș vrea apoi să mulțumesc colectivului care a lucrat la aceste două cărți, pentru că ele nu s-au făcut decât cu multă sudoare și atât redactorii și Diana, și Diana Medan și Andreea Moisescu-Olaru și Ileana Buclei. Bineînțeles, am avut sprijinul neprețuit al Gabi Ionescu la TIPA. Trecând însă de lucrurile acestea, aș vrea să mai spun două vorbe despre cărți. Cărțile, după părerea mea, au calitatea că sunt unele dintre titlurile apărute la Hansever care au capacitatea de a depăși limitele comunității și asta este foarte important pentru că trebuie să ne cunoască ceilalți, n-ajunge dacă ne cunoaștem între noi. În cartea lui Baruch Derkatin, privind spre Ierusalim, sunt lucruri extrem de interesante în ceea ce privește sărbătorile evreiești și istoria evreilor, dar lucrurile sunt tratate cu chemare pentru condei. Și aș vrea să vă citesc pentru că timpul e târziu, ce scrie despre sărbătoarea de Tisha B'Av, comemorarea distrugerii Templului din Ierusalim. De Tisha B'Av, ziua distrugerii templului, toți evreii sunt triști. Îmi amintesc că în copilărie de Tisha B'Av, atunci când mă duceam să mă culc, luam din curte o piatră destul de mare și o puneam sub pernă, astfel încât somnul să nu-mi fie comod. Într-o amintire a suferințelor îndurate de poporul evreu. Zelul meu religios nu-i plăcea mamei și avea grijă an de an, ca imediat ce adormeam să-mi scoată piatra de sub pernă. Dimineața când mă sculam, eram întotdeauna supărat, văzând că cineva a luat carte, a luat piatră. Un alt lucru care arată că Baruch Derkatin este un adevărat scriitor și cărțile lui au potențialul de a depăși limitele comunității evreiești, se găsește în paragraful dedicat bunicii sale, scrie acolo bunica Anita. Într-o zi călduroasă mă jucam în curte unde încercam să plantez câte ceva în grădină. Îmi era din ce în ce mai cald. Conform tradiției, cu
purtam pe corp talitca ta. Am întrebat-o pe bunica ei ta, Bobă, dacă mă dezbrac de talitca ta, o să răcesc? Sunt lucruri care mie mi-aduc aminte de Creangă, de Tom Sawyer și Huckleberry Finn. Deci sunt în același timp un cititor din afara comunității, pentru că spuneam că asta e important. Să aibă ce citi și un evreu, află despre Tisha B'Av, află despre Shavuot, află despre Bogrom, află despre cum a arătat Bucureștiu, dar află sub ambalajul ăsta bine pus al lucrurilor spuse cu umor despre atmosfera dintr-o familie evreiască, religioasă, și aș mai spune un singur lucru, de fapt ori. Își amintește Baruch Percatin de tatăl său și povestește că fiind tatăl său pe patul de spital și simțindu-și sfârșitul aproape, îl cheamă ca să-i spună că avea niște datorii și să aibă grijă să plătească toate datoriile. Dar ceea ce mi se pare interesant este că în acest episod află Baruch Tercatin, tânăr fiind, că s-a dat un ordin de la comandament și că ar trebui toți evreii să părăsească Bucureștiul. Și cineva la sinagogă îi spune, părăsește sinagoga și du-te să investești mamei tale cu ordonanța comandamentului capitalei care vă cerea să părăsești Bucureștiul, a fost modificată. În sensul că trebuie să părăsească Bucureștiul doar cei care au venit clandestin și nu au buletin de București. Și comentează Baruch Tercatin. Era o minune divină, un cadou de la Hashem. Iată cum reușește să împletească lucrurile de familie cu lucrurile istorice și cu cele religioase. Lucru care nu e la îndemâna oricărui povestitor, a unui simplu om care știe memorie. Spun asta pentru că eu am fost unul dintre cei care s-au lăsat greu când a venit vorba de făcut această carte și trebuie să-i spun acum în public și domnului Tercatin și domnului Răzvan Tăudorescu, care a fost dintre cei care m-au îndemnat să publicăm cartea, că într-adevăr merita să fie publicată și ai ce citi în ea. Despre cum s-au făcut școlile evreiești în București, Baruch Tercatin relatează o discuție între profesorul Lippmann și care l-a convins pe directorul general Caliani să se înființeze aceste școli. Și îl întreabă, cum ați reușit să obțineți înființarea ministrului legionar pentru existența școlilor voastre? N-am obținut-o, am spus-o, m-a apostrofat. Cum iei apărarea acestor? I-am răspuns, nu le iau apărarea, vreau să-i strângem pe drumul unde ar putea unelti cine știe ce, ca să iau sub controlul meu, în locul știut. Dar să numim acolo profesor români, acelui ministru. Ca să-i compromitem, să-i jidobim, trebuiau ocrotiți evreii, dar trebuiau folosiți și numeroși profesori disponibili. Iată încă un paragraf scurt în care Baruch Tercatin arată că are posibilitatea cu Pompeiul să facă niște fotografii, niște instantanee cu miez istoric. Și ultimul lucru pe care vroiam să-l spun este că pe pagina 319 a volumului privind spre Ierusalim, Baruch Tercatin explică și de ce ar trebui scrisă această carte. Povestind o întâlnire cu niște prieteni cărora le-a mijlocit garanția unui credit, zice, scriu aceste lucruri nu ca laudă, ci pentru că aș dori ca mulți să aibă curajul de a ajuta pe alții în nevoie. Ăsta este marele merit al cărții și motivul pentru care merită citită. Cât despre povestirile hasidice, titlul și ceea ce a citit doamna Maia Morgan și îmi scutește de orice comentariu, este o carte în care înțelepciunea vine în tablete mici și ușor accesibil omului modern care nu are timp. Vă mulțumesc! Vreau să spun că
tot ce ai prezentat, autenticitate, este autentic, adevăr istoric. Cam pentru la un moment dat, îl prind cu ceva nu exact istoricește, pentru că v-am încălcat din această carte. Vreau să-mi cer scuze rapidului că m-am pus el la sinagogă dimineață, pentru că toată dimineața am citit carte. Și vreau să vă spun că am citit-o cap toată, m-am uitat și la pozele astea minunate și vreau să vă recomand numai ca informație umană și istorică, dar este scrisă foarte bine, adică o citești așa, în mers, fuga, n-ai nevoie de multe și să rămâne tipărit. Și am credeam că îl prind cu un adevăr mai bine. Povestea exact ce a folosit domnul Marinescu, un politic, acela cu evacuarea Bucureștiului. Dumnealui povestea că s-a întâmplat în 41, dar eu cu familia mea am venit în 42 în București, beneficient de ordonanța inițială, că evreii care nu erau în București atunci și erau în alt loc decât locul de domiciliu, se pot întoarce în București. Deci în 42, eu, draga mea, familia noastră, ne-am instalat la București pentru că tata a avut cumva în 37 în domiciliu în București. Ori domnul Tercatin a zis că s-a anulat, dar foarte corect după aceea s-a revenit și a putut rămâne. Deci, informația este riguros exactă. Și în alte locuri, pentru că și eu am trăit multe din cele relatate de dumneavoastră, adevărul istoric se regăsește 100% în carte și printre altele aceste documente care le-a prezentat cu minte relațiile dintre România și Israel, mai ales cu Acmeorul, sunt extraordinare. Domnul Tercatin, și aveți undeva în care se spune că arhiva domnului Igor Cilaiș are lucruri deosebit de valoroase celui din Egipt. Vreau să mă angajez față de dumneavoastră că în calitatea mea de vicepreședinte al Fundației Caritatea mă voi zbate să preluăm noi contra o remunerație, va spune familia, această arhivă care astăzi este în condiții foarte bine. Dar acel mica linia în care spune evaluarea inedită a unor documente din arhiva Leon Cilai și omul mai exploata mai departe. Deci, vă recomand cu căldură cartea, a venit Radu Doici, rabinul comunității Hapat în România, care îi desfășoară activitatea, vreau să știu toată lumea, în templul Ieșua Tova, pus la dispoziție de Federația Comunităților din România, Fundației Hapat, unde domnul rabin Doici desfășoară o activitate rabinică și socială foarte valoroasă. Mulțumesc, domnule rabin, și vă rog, dacă vreți să aveți o intervenție, atunci la am spus că vreau să-ți ca un argintiu, dar dispărut la un moment dat. Știți, românești, ar să înțelegeți. Apoi... Bună ziua, mulțumesc mult, domnul prezident, la tot excelență. Eu spun ceva foarte, foarte scurt. Noi sunt la mijloc sărbătorii de Pesach, până peste 5 săptămâni de astăzi vine sărbătoarea de Șavuot, când Dumnezeu a dat la evrei Cartea Tora și când Dumnezeu a ales poporul evrei. Și când Dumnezeu a ales poporul evrei, pentru să fim o dovadă de este un popor și există Dumnezeu și există poporul evrei, Dumnezeu a dat cadou la evrei. Ce a dat? Tora, o carte. Adevărat, Dumnezeu a spus la Munte Sinai numai 10 porunc, dar 10 porunc, asta ține tot 613 legătura la Dumnezeu, descrie tot la Tora. Atunci Dumnezeu a vorbit în limba evraică. Tora scrie în limba evraică. Și când noi învățăm Tora, noi trebuie învăța în orice limbă. Eu cred, de tot respect și multe mulțumesc la domnul Baruch Tercatin, tu ești un ajutor foarte mare la Dumnezeu.
a luat Torah, a luat istorie nostru, a luat poveste despre Hasidim și așa mai departe, și a scris tot în limba română. Eu cred că este om la o vârstă, dar până 120 de ani pot dumneavoastră ajuta mai mult la Dumnezeu, și Dumnezeu dau la tine multă putere și multă succes, și multă iubire și multă sănătate, pentru că merg mai departe, ajută la Dumnezeu și pentru că scrie cel mai mult carte legătură la Torah. Mulțumesc mult! Să rămas în memoria mea prin un act de curaj cu totul special în Bucureștiul anilor acesta, cam acum 45 ani, când sinagoga Yeshua Tova a căpătat ca donații de la un mare filantrop, de la urmă și filantrop evreu, proprietarul marelui mol din București, Afiș Cotroceni, a primit două sefer Tora, două sururi de Tora, și domnul rabin a organizat primirea acestei Tore, acestor Tore, pe strada Costa Atena, acum nici nu știu cum se mai cheamă, s-a închis strada și, și evreii de acolo au defilat și au dansat cu acele două sururi de Tora pe străzile Bucureștiului. A fost un act de curaj, un act care m-a entuziasmat și îți mulțumesc, dragii doici, pentru acel moment cu totul special. Acum, eu mi-am făcut datoria, am dat cuvântul tuturor celor pe care i-am prevăzut în program, am încă o datorie să menționez și să mulțumesc colectivului care a contribuit la realizarea acestei cărți frumoase. Și cum se spune, carte frumoasă, cinste cu cea scris, dar cinste cu cea realizat. Și așa, dar, în afară de domnul Marinescu, ca director al Inumandii, și am convenit-o pe doamna Diana Sanzone cu cele două coperte, cele două tabulouri pentru ele, redactor, coordonator, doamna Andreea Maria Onaru, o mulțumesc de aici. Da, nu este, este. Da, mulțumesc, doamna Maria. Și de doamna altă, un redactor foarte aplicat și competent, doamna Dina Medan, care a fost redactor la editura la Cetră, a fost redactor la colaborare, doamna corector Octavia Comescu, de aici, nu. Și domnul Coperta, Gabriel Ione, de cu datele. Deci, el a făcut tot și fotografia și normal. Nu, nu, domnul Tertati, mereu mai trag atenția să vă cine e? Bine, mulțumesc foarte mult. Cartea nu am făcut un joc de cuvinte, dar e foarte frumoasă. Și nu numai coperta și interior și-a remarcat și academicianul Todorescu Răduan, care citește cărți, a văzut cărți în viața dumneavoastră, de-a văzut dumneavoastră, a propus și trebuie să spun acum. La Academia Română, premierea lucrării personalități rabinice pentru României, al domnului Baruch Tărcatin și Zerb Herșovici, și dumnealui, domnul academician, a propus-o pentru premiul Academiei și i s-a acordat premiul Academiei. Eu vă mulțumesc pe această cale, domnul academician, pentru acel ce a spus și multe altele la mitate mai mult. Acum, noi am încheiat lista editorilor. Singurul este înaintat, este 1:30. Întrebarea mea, ca să nu ziceți că nu aplicăm o regulă democratică. Da, moment, iarăși foarte bine. Sunt două mesaje extrem de importante care s-au primit și am să o rog pe doamna doctor Doina Gheorghiu din Bruxelles, așa mi s-a scris,
să aibă amabilitatea și să ne citească mesajul în limba franceză al profesorului Avinoam Safran, cine nu cunoaște, nu, băi, da, puteți veni. Vreau să vă spun, domnul profesor Avinoam Safran este fiul radiului șef de altă dată al României, doctor Alexandru Safran, dumneavoastră un mare specialist în neuro-oftalmologie, profesor la Geneva și un mare susținător al profesorilor noastre, an de an, acordă familia Safran cu Federația Premiului Dr. Alexandru Safran. Să vedem dacă am ăsta să nu putem ca nimeni, să vă spun o noutate. Dacă nu cumva, candidați cu această carte la Premiul Dr. Alexandru Safran. Premiul anual, de dat fața noastră. Așa că să fie un noroc. Da, vă rog să facă, doamnă, și mă scuzați. Am varianta originală a scrisorii la franceză, însă am tradus-o în românește pentru că așa mi s-a cerut. Bănesc că ar trebui să o citesc în românește, nu? Da. Deci este adresat... Mai spuneți măcar o frază în franceză. A, măcar o frază. Très estimé Monsieur le Président, cher ami, j'ai appris avec joie et émotion la prochaine cérémonie de lancement de l'ouvrage de Monsieur Baruch Terkadim, privind spre Ierusalim. Je continue? Este adresată domnului Dr. Aurel Bainu, deputat în Parlamentul României, președinte al Federației Comunităților Evreiești din România, București, România. Geneva este datată Geneva 5 mai 2016. Un stimate domnule președinte, sunt prieteni, scurtă scrisoarea, foarte concisă, dar foarte bine scrisă. Am aflat cu bucurie și emoție despre ceremonia prilejuită de lansarea operei domnului Baruch Terkadim privind spre Ierusalim. Aș fi dorit în spus să particip la acest important eveniment, însă, ce păcat, mă angajasem mult în urmă să fiu în aceste zile prezent la Paris, ca parte din obligațiile mele academice. Permiteți-mi, domnule președinte, să vă rog să aveți amabilitatea de a împărtăși audienței în ziua de 8 mai gândurile mele cele mai profunde. Deci dumneavoastră se adresează scrisoarea, o citesc eu. Lucrarea autobiografică a domnului Terkadim reflectă parcursul excepțional al unei figuri deosebite a iudaismului românesc contemporan, al unei personalități care și-a dedicat întreaga viață sanctificării numelui divin Kitos și Hashem. Angajarea domnului Terkadim în răspândirea cunoașterii iudaismului este excepțională, prin publicarea studiilor sale despre textele sacre. Este excepțională și prin redactarea, în colaborare cu dr. Lucian Hershkovici, a superbei enciclopedii a marilor figuri rabinice ale României. Această enciclopedie ilustrează imensa bogăție a ceea ce a însemnat spiritualitatea evreiască de-a lungul ultimelor secole și înflorirea acesteia în întreaga lume. De remarcat participarea activă a domnului Baruch Terkadim și în activitatea jurnalistică, dar și în cadrul asociațiilor culturale, prin extraordinarele sale aporturi la consolidarea legăturilor dintre evreii care locuiesc în România și cei care sunt originari din România, cât și a eforturilor sale în crearea de punți intergeneraționale, respectiv între evreii originari din România și descendenții acestora. Îmi amintesc cu mare emoție de considerația și sentimentele de cordialitate pe care le nutrea tatăl meu, marele rabin, dr. Alexandru Safran, Zichron Tzadik Livreaha, față de domnul Baruch Terkadim. Cu această importantă ocazie, împreună cu soția mea, cu sora mea, Esther Starobinski Safran, și soțul ei, judecătorul Joseph Starobinski, am dorit să ne alăturăm omagierii domnului Baruch Terkadim și a distinsei sale soții, susținător excepțional al acestuia în toate demersurile sale, și să-l felicităm pentru tot ceea ce aduce spiritualității evreilor din România și a celor care sunt originari din România, cât și pentru ceea ce Be'ezrat Hashem va continua pentru multă vreme și de acum înainte să facă pentru aceștia. De asemenea, domnul președinte, permiteți-mi să reiterez și cu acest prilej stima mea pentru activitatea Federației Comunităților Evreilor din România, care sub bagheta dumneavoastră specială joacă un rol esențial în continuitatea vieții evreiești în România, în conservarea patrimoniului său spiritual și arhitectural, ca și în cunoașterea istoriei acestui popor în România. Vă rog să primiți, stimată domnule președinte și prieten drag, expresia considerației mele depline și a sentimentelor celor mai cordiale, semnează profesor Avinoam Bețalel Safran. Înainte microfonul din mână, aș vrea doar o secundă să-mi exprim așa o părere personală față de domnul.
domnul Baruch Rabin. Se spune, chiar dacă pare o platitudine, că sunt unele întâlniri în viață care te îmbogățesc. Întâlnirea mea cu familia, cu excepționala familie Rozi și Baruch Rabin, a fost într-adevăr de natură să mă îmbogățească. Este fără să pretindă, dânsi oferă celor care au privilegiu să-i cunoască, oferă o lecție de onestitate, de integritate, de modestie, o modestie copleșitoare. Nici nu te aștept de la niște oameni cu asemenea performanțe intelectuale la atâta umanitate și la atâta modestie. Și ca să închei repede, pentru că nu-mi luați microfonul, revenind la de extraordinară lucrare pe care a scris-o doamna Viorica Constantinescu, poate de vreo stereotip, poate cea mai completă lucrare pe care a scris-o vreodată un intelectual român, neevreu, asta e foarte important, cu obiectivitatea aceea pe care ți-o dă și, perspectiva enciclopedică asupra și obiectivă asupra unei alterități pe care o stăpânești și de care a dat dovadă doamna profesoară, dânsa începe și începe cartea, ușor pervers, în sensul bun al cuvântului, cu o întrebare, care de fapt generează, poate genera tone de cerneală și multe, sute de ore de comentarii și polemici. Aimez-vous les juifs? Ca să rămânem tot în cercul cumva ușor franțuzit, generat de această scrisoare. Îi iubiți pe evrei? Întrebarea este, de fapt, o mânușă aruncată spre a genera o sumedenie de discuții și de dezbatere în jurul acestei teme. Aimez-vous les juifs? Doamna aruncă mănușa, noi suntem cei care putem să o luăm de jos. Nu v-ați făcut mai demult cunoscută prezența, vă așteptăm cu mult drag la oricare alt eveniment al nostru și v-am înscris în baza de date pentru a vă invita. Când nu să vă fac plăcere, vă așteptăm cu drag. Da? Este vorba de mesajul transmis de domnul profesor Carol Iancu și în mesajul său scoate în evidență mai multe calități ale lui Baruch Terkadze. Aceea de om de acțiune care după ce a părăsit România în 1950 în Israel a realizat mai multe pe care le-a considerat ca o adevărată datorie morală. Susținerea activităților religioase, dar și culturale, ale importantului lăcaș în care a oficiat după moartea gaonului Zvi Gutmann în 73, timp de zeci de ani fiul său, Efraim Gutmann, astăzi secundat de propriul său fiul, Elana. A doua misiune a constat în dezvoltarea muzeului Struma din Berșeva, care a devenit un centru de documentare privind tragedia emigranților evrei din România, care sperau să ajungă în țara Israelului, dar au murit înnecați în Marea Neagră sau în Marea Mediterană, cu celui de-al treilea război mondial. Și, în sfârșit, o a treia misiune, asigurată sub egida mai multor organizații, printre care ACNUR, AMIR, dar și prin acțiuni personale, oferind ajutorul pentru facilitarea sejurului israelian, unor personalități din România venite să viziteze Israelul și să întărească relațiile israelo-românești. A doua mare calitate pe care o scoate în evidență în Baruch Terkadze profesorul Carol Iancu este om al Pompeiului și se referă la publicarea în ultima oră, în jurnalul săptămânii, în revista Realitatea Evrească și responsabil cu partea iudaică a calendarului almanac Noah, dar trece în revistă și titlurile pe care Baruch Terkadze le-a scos și la Hasefer și la alte edituri în Israel însă,
cunoscător al Bibliei, Talmudului și literaturii rabinice, a realizat împreună cu Lucian Zef Hershkovich o adevărată enciclopedie, prezențe rabinice în perimetrul evreiesc în secolele 16-21, a apărut în 2008 și a apărut și în Israel, în ebraică, sub numele de Enciclopedia Evreilor din România. În sfârșit, o altă parte a mesajului lui Caronian, cum se referă la cartea privind Sfântul Ierusalim, și spune așa, nu este de mirare că Baruch Tercatin își intitulează primul capitol al memoriilor sale, tocmai cu Limpaidii și Manistetul Dios, în care cu multă nostalgie, amintindu-și anii copilăriei, descrie sărbătorile și tradițiile evreiești de altă dată. Perioada bucureșteană este evocată prin comemorarea 50 de ani de la terminarea Liceului Cultura Max Atien și de la terminarea Universității Politehnică. El dedică Iașului sionist un capitol special prin evocarea activităților sioniste ale comunității ieșene, care a avut bucuria să primească în 1938 vizita celebrului conducător sionist, Zev Yabolinsky. După cum ne dăm seama prin această scurtă trecere în revista principalelor teme abordate, această lucrare este mai mult decât o autobiografie, iar constituie o contribuție de seamă la cunoașterea istoriei și comunității evreiești din România, a relațiilor Israel-România. Domnul Baruch Tercatin, erudit intelectual, o vastă cultură etnică și iudaică, nu precutățește niciun efort pentru a face cunoscută bogăția spirituală a iudaismului. Iată de ce recomand cu multă căldură prezenta cartea lui Baruch Tercatin, felicitându-l pentru ansamblul scrierilor și activităților sale. Vă mulțumesc profesorului Carolian pentru care avem considerații, prietenie, stimă, tot ce vreți, la evenimentul că l-am avut alaltă în templul Păral, comemorând sau rememorând împlinirea 120 de ani de la nașterea maestății sale, regina mamă Elena, am dat citire unui document istoric de 6 pagini, sigur a fost cam lung, n-am aplicat selectivitatea, dar a meritat, a evocat extraordinar personalitatea acestei doamne a României, acestei prime doamne, care a ajutat efectiv evreii spre supraviețuire. Acum, noi am terminat această parte, sper că n-am uitat pe nimeni. Îi mulțumesc profesorul Aminoan Safran, acum am citit și o textă în franceză, e foarte frumos și domnul Tercatin îl va păstra mult sigur, dar e o activă extraordinară. Totuși, spuneam, pentru a mă arăta și în practică și în realitate cum vorbim democratic, dacă doresc participanți să ia cuvântul, dar invitat la 3 minute. 3 minute pe ceas. Edi, ai cumpărat ceasul ăla sau nu? Mi-ai promis ca atunci un ceas. Data viitoare. Bine, considerați că l-avem. Domnul inginerul Lazar, fost președinte al Comunității Evreilor Românești. Trei minute e mult. Noi știm că timpul este a patra ordonată a spațiului. Întrebat de un student de-al meu ce este timpul, n-am putut să-i spun decât că este unitatea de măsură a vieții, care trebuie bine și bine oricum utilizată. Eu nu vreau să vă țin un discurs și numai să vă spun că învățătura iudaică, conform unei discuții cu marele rabin Menahem Mapoel, este că discuția unui rabin nu este numai de un an. Învățătura iudaică este așa de mare încât o viață întreagă trebuie să învățăm, să luăm lucrurile bune care sunt acolo și în special să le aplicăm. Nu vreau să țin o lecție, ci vreau numai să vă spun un singur cuvânt. Apreciez în mod cu totul deosebit activitatea, întreaga activitate
a prietenului nostru Baruch Telkakim, de care s-a vorbit mult și se mai poate mult vorbi, făcând parte din învățătura iudaică. Vreau numai să-i ofer prietenului nostru drag, eu am obicei să spun frați și surori și repet această treabă, să-i ofer vechea sigla comunității care am reușit să o fac și care conține o valoare deosebită, nu atât din faptul că este auzită, ci conținutul ei. Ea are Hagiul David, sus are un prietel foarte, foarte mic, cu o valoare mică, are un rabin cu șofar, care trezește evreimea și lumea întreagă, are pe partea cealaltă, în dreapta, are o tora și dedesubt are o frățire între oameni, între frați, în surori și între popoare. Un simbol al activității sale deosebite. Domnule Telkakim, să ai bucurie și sănătate în continuare și să poți să dai știința dumitale, pentru că dacă dai bani, îți rămân mai puțin în buzunar, dacă dai știință, primește învățătură de la studenți, de la elevi, de la portari, de la orice om. Ascultă și selectează lucrurile bune de la fiecare om. Să fim sănătoși, să ne vedem cu bine. Am stat în acest amor 21 de ani și am venit în această unitate mare care se cheamă Templul Coral, 21 de ani, dimineața și seara, am învățat, dar mai mult decât atât, caut să aplic cele învățate. Vă mulțumesc și vă doresc la toată lumea bucurii și sărătate. Mulțumim frumos, ai fost grozav, bravo! Mulțumim!
10 din Devaină, am Haseter. Asta este o mărturie că face parte autorul din această teiadă a celor care au scris carte. Și de asemenea, tot din partea noastră creștinilor, spunem așa, or la voim. Deci, lumină pentru popoare. Priviți pe Ierusalim, privim și noi creștinii. Pentru că profetul Ieșaia spune așa, Chimițion te ție torat vădvar, adorai în Ierusalim, Ierusalimul, cel de aur, cel zahar. Pentru că e suficient, s-a spus, în cinstea creștinului autor de astăzi, care cunoaște bine rânduiala mozaică și de acolo am pune doar un fund că de Purim se bea ceva mai mult, da? Ce legătură are cu 44 de pahare la creștini? Deci e o legătură, o relație între creștini și evrei. Eu răspund la întrebarea emergului juif prin această carte. Am dat-o domnului Manuel Tercatin, Vechi Testament, izvor spiritual al limbii române. Ne ajută mult pentru că avem multe denumiri ale lucrurilor și sunt aici menționate, mai este mâna a cincea, în care fonetic vorbind, după vocabularul limbic, este exact mai sau mai la plural, care, rețineți, este de genul masculin, de ebraică, la noi de genul feminin și în greacă de genul neutru. Acestea sunt, deci, realitățile care eu le urmăresc prin această carte. Pentru că s-a vorbit de rabinul Toi de darea legii despre Shavuot. De ce sunt 10 și nu 7? Că și 7 e un număr sfânt. Pentru că 10 este cifra lui Dumnezeu. Dacă știi Dumnezeu, e 10. Dacă nu, asta este realitatea. Aș vrea să închei cu cuvintele psalmistului Elohai le Ezratihisha. Doamne, ia seama spre mine, spre autorul nostru, pe care îl numesc Nene, în tradiția românească, pentru că persoana dinaintea mea, cu respect, o numesc Nene, lui Nenea Baruch Tercatin. Îi doresc multă sănătate și să mă scrie și alte cărți care sunt importante și pentru evrei și pentru creștini. Vă mulțumesc! La Universitatea de la Constanța și sunt mare cunoscător al limbii ebraice. De altfel, este profesor de ebraică veche la Institutele de Învățământ Pedagogic Creștin, Ortodox și un mare prieten al lui. Vă mulțumesc, domnule profesor, și rămâneți constant de același prieten al lui. Mai avem un vorbitor și vă tranchem, dacă domnul ambasador Comescu nu vrea să spună ceva, că e pomenit în carte de câteva ori. Vă dau dumneavoastră și ultimului Teciul Solomon. Da? Vă rog, și pe asta o să încheiem, de fapt, înainte de a-i da cu autorul. Autorul scrie. Domnule președinte, mă rog, prezidiu, domnule Tercatin, doamna Tercatin. Nu mă așteptam ca să fiu invitat la acest microfon, dar am câteva cuvinte de spus în chiar la acesta. Să vă mulțumesc foarte mult pentru evenimentul de astăzi. Să vă mulțumesc enorm de mult pentru cartea care ați scris-o și pe care am reușit să o răsfăiesc, pentru amintirea unei părți din activitatea mea în statul Israel. Să vă mulțumesc pentru pilda care ați dat-o nu numai mie, ci ați dat-o tuturor, de a scrie cărți de înțelepciune, de religie iudaică, de hasidism, lucruri care pentru orice om
De minimă cultură este necesar să le aibă, să le simtă, să le trăiască. N-am să mai continui pentru că timpul este zburat și să vă mulțumesc tuturor că ați avut răbdarea să ascultați acest lucru și vreau să închei felicitându-vă de toată inima, domnule Tercatin, pentru ce ați făcut și pentru toți cei care au sprijinit acest eveniment, incluzând aici și pe prietena mea, Iana Saxon-Horobi, întotdeauna o spirituală, întotdeauna o exaltată înspre bine. Domnule Tercatin, vreau să vă spun că mi este de pe acum dor de următoarea carte pe care o veți scrie. Care este? Ținut să spun câteva cuvinte și din unghiul de vedere a unei prietenii mereu fracturate între mine și domnul Tercatin. S-a vorbit aici și pe bună dreptate s-a lăudat meritele domnului Baruch Tercatin ca om de acțiune pentru prezervarea memoriei comunității, istoriei comunității evreiești din România și a comunității evreiești a originarilor din Israel, români din Israel. S-a vorbit despre expertul în Torah, despre Hasidul Tercatin, s-a vorbit despre scriitorul, istoricul și jurnalistul Tercatin. S-a uitat un singur lucru și doresc să-l subliniez. Baruch Tercatin, Ish Shalom. Baruch Tercatin, omul păcii. Într-un moment, în urmă cu câțiva ani, o catastrofă s-a bătut asupra comunității evreiești a originarilor evrei din România, din Israel, când lumea noastră de acolo s-a fracturat scritorimea, s-a fracturat jurnalismul, s-a fracturat întreaga viața colectivă a noastră. Și atunci a intervenit Tercatin. Am primit de la dânsul un e-mail, ne-am întâlnit și a spus, eu sunt un om al păcii. Trebuie să încetăm acest război. Și acest război a încetat. A fost o intervenție benefică și eu nu pot să uit acest lucru. Baruch Tercatin, Ish Shalom. Domnule Academician, Ivan Todorescu,
Edi Nențe, Alin Șapa, Elhanan Gutman, venit special din Israel pentru acest eveniment în numele dumnealui, dar în numele și tatălui său, rabinul Gaonul Efraim Gutman, cu care stăteam în aceeași bancă la liceu Cultura. Doamna profesor dr. Iorica Constantinescu, doamna dr. Felicia Balman, marea pictoriță Leana Saxone, horodică, și-a dat tot sufletul ca picturile să-mi potrivească volumele mele, doamna dr. Doina Gheorghiu, domnul ambasador Radu Popescu, părintele și prietenul meu, profesor Emilian Cornițescu, prietenul Alexandru Marinescu, director al editurii Gazeta, cel ce a condus cu multă osteneală aceste volume, redactor dragi Diana Medan și Andreea Olaru Moisescu, Gabi Ionescu, terminal redactorul cărții, toți ultimii patru mărturisesc că le-am scos sufletul și au lucrat pentru reușita lucrării zi și noapte. Menționez zi și noapte pentru că seara la orele 11:10 și de-a 12 primeam un mail cu o întrebare și răspundeam. Dragi prieteni, de la Secția Culturală a Federației Comunităților Evrei de România, dr. Jose Blum și Robert Scholl, dragi oaspeți din România și peste hotare, Belgia, Israel, care ne-au onorat cu prezența lor aici, dragi prieteni, conducerea PCR-ului, inginer Paul Schwarz, inginer Albert Kuperberg, comitetul director, dr. Liviu Beriș și Țicu Goldstein, cei de la cultură, așa cum i-am numit în volumul meu, doamna Ioana Nițescu, Jose Iacobescu, draga mea, Doina Maizeles, venită cu masa criticii, dar totul să fie împreună cu mine, onoratul asistență, Șehianu, Bechimanu, Begheianu, Răzmana Zeu. Mulțumesc celui atotputernic că am ajuns în aceste momente în viața mea. Acum, cum am scris în volum, nici nu mă gândeam la o asemenea carte. Îndemnat de unul meu prieten, profesor Carol Iancu din Montpellier, de academicianul Răzvan Călărescu, un bun prieten al meu și al poporului evreu, care a fost și cel care a reiterat în anul 2008, așa cum s-a menționat deja, volumul meu și al lui Lucian Zăverștovici, prezență la mince în perimetrul românesc, să fie la foliar de Academia Română, merit pe care mă simt onorat, îndemnat de domnul deputat Aurel Weinert și de ambasadorul Israelului la timpul său, Dan Ben Eliezer, am scos această carte. Dacă am hotărât a scrie acest volum, scopul lui a fost de a da un exemplu de iubire a aproapelui, de a ajuta omul în nevoie fără a fi rugat. Trăiam o viață de om simplu, dar marea mea satisfacție era de a ajuta semenii. Colindam statul Israel de-a bungul și latul ei cu 12 personalități românești și scopul fusese de a apropia poporul român de cel evreu. Cât de fericit eram când mă găseam la Mâneș Lomov, lângă Ilat sau la Abdat,
că l'accademiciano Răzvan Todorescu punea mâna pe aceste monumente împreună cu răposatul profesor Edmond Nicolau și se admirau de istoria poporului evreu. Vreau să sper că publicul va citi volumele privind spre Ierusalim și povestirile hasidice și ceva va influența în viața lor de acum. Vă mulțumesc! Numele dumneavoastră se și numele Baruch se spune, sigur îmi permit așa, nu știu dacă practică nu sunt numele, îi spune Baruch Adonai, binecuvântat fie Dumnezeu, dar noi am spune, fac o parafrază și spun Baruch la Baruch, binecuvântat fie Baruch, bineînțeles că așa nimic. Domnul Baruch Cărcate, cunoaște-l de atâta vreme, sigur, aveți calități extraordinare și cea mai importantă pentru noi în ați înarmat cu aceste cărți de iudaism atât de bine, atât de frumos realizate și atât de necesare nouă acestor evrei din România, care mulți ani am fost mai mult sau mai puțin, dar mai mult departe de iudaism și mai mult de problemele române. Iată că am putut reveni la ceea ce este esența noastră iudaică, milenară, mult milenară și un aport important este al dumneavoastră. Mi-ați adus cărți, care așa cum am spus, povestea lui Rut, o minunată poveste care a dus-o la îndemâna tuturor. Și multe altele, cum spuneam, și lucrurile extere și câte și mai câte. Cartea Vieții Omului cu Marele Rabbi Menachem Hapoel, vă rog să-i mulțumiți și domniei sale și pentru acest cuvânt introductiv la carte, iarăși foarte frumos și adevărat. Tuturor vă mulțumesc foarte mult pentru participare, început și pentru răbdare și oricând veți fi bineveniți la noi, la Templul Coral, sau la Sinagoga Mare. Vă anunț de acum că duminica viitoare iarăși avem un eveniment important la Sinagoga Mare, de data aceasta, va conferenția o doamnă profesor Ionuci de numele Robert și numele doamnei care vine duminica viitoare. Vino, face și spune tot. Da? Și ție îți scapă, măi, de care vă scapă. Dacă n-aveți computerul la voi, nu știți nimic. Dar vă asigur, este o foarte importantă doamnă din învățământul evreiesc din Franța, doamna Stasiu, cheamă dată cum scapă mie numele, și care va conferenția despre limba și cultura iudiși. Este un subiect extrem de important, este ceea noi facem alegerile de tot ce votăm și alegem delegații la congres. Nu pierdem în vedere, am promis și facem acest eveniment, care va fi un eveniment totul special și vă invit acum să participați. Încă o dată vă mulțumesc tuturor, domnilor, pentru prestigiu, dar nu înainte de a la vădă, ca să vă uit în mână o diplomă specială. Am să fiu foarte scurt. Întâi de toate vreau să-i mulțumesc preotului Cornițescu că mi-a ridicat mingea la jubileu și am să fac apelul care îl fac de obicei. Să respectăm evrei, creștini, musulmani, cele 10 porunci așa cum este. Ar fi tare bine să le respectăm, mai ales în aceste momente grele care stau în fața omenirii, când este nevoie de pace, este nevoie de înțelegere, este nevoie de respect și așa mai departe. Domnule Teșu, nu e liniște
nici între evrei, nici între musulmani. Din păcate, n-aș vrea să mă pronunț la creștini, dar să dea Dumnezeu ca toți să respecte aceste 10 porunci, așa cum le-au fiecare înscrise în religia respectivă. Despre domnul Paru Tercatin aș putea să vă vorbesc câteva zile, dar s-a vorbit, știți, eu am respect Josephin pentru dânsul, are o putere de muncă extraordinară, o ambiție, o capacitate fantastică. Vreau numai să vă reamintesc, găsiți pe larg în carte, reinaugurarea sinagogii din Bucuși, de care s-a ocupat personal, a dat impulsul, a realizat această acțiune. Dacă o să citiți, o să vedeți inclusiv mutra mea și altora la, la această inaugurare. Bucușul, care era în centru evreiesc, nu mai niciun evreu, din câte știu eu acum cât am fost, nu mai era o bătrână săracă și cred că nu mai este, cum s-a spus, că era nedeplasabil atunci, dar la fel vreau să vă spun că toți localnicii din zonă, creștini, vin la mormântul rabinului din Bucuși și e plin cu bilețele, cu tot ce vreți rugăminte. N-am citit niciun fel de rugăminte, că era către rabin. Și nici nu e voie, nici n-am fost curios, dar era plin, plin, mii de bilețele cu dorințe. Permiteți-mi foarte pe scurt să-mi dau citire acestei frumoase diplome. Spune așa, se conferă domnului inginer Baruch Tercatin titlurile de membru de onoare al comunității evreilor din București, membru de onoare al Federației Comunităților Evreiești din România, în semn de înaltă apreciere pentru activitatea depusă, pentru dedicație și pentru munca făcută pentru binele evreilor din România. Aș mai completa că nu numai în binele evreilor, dar în binele tuturor românilor, tuturor cetățenilor evrei din Israel, ne face cinste. Este unul din acei evrei care fac cinste apartenenței la etnia evreiască. Diploma este semnată din partea președinției Federației de domnul dr. Aurel și din partea comunității evreilor din București de mine. Domnule, să-l